În prezent, în Suedia, operează 16 locomotive Softronic Transmontana, fabricate în Craiova. Locomotiva care se fabrică aici este o locomotivă destinată tracțiunii de trenuri grele în condiții dificile de mediu, cu multă zăpadă, ploaie, ceață, frunze pe calea ferată. Operatorul Green Cargo a ales aceste locomotive datorită fiabilității și durabilității locomotivelor, ele putând tracta trenul de până la 4.000 de tone la temperaturi de până la minus 37 de grade Celsius, aproape de cercul polar. Locomotivele funcționează pe o rută foarte dificilă, cam 1000 de kilometri în fiecare zi, de la cercul polar până undeva în sud. Acolo temperaturile sunt de minus 30, minus 40 de grade, iar dacă este și un vânt de 100 de kilometri pe oră, temperaturile resimțite sunt de minus 60, minus 70 de grade. Proiectarea a fost făcută integral în Softronic de către Departamentul de Cercetare Dezvoltare. Softronic se bazează pe o echipă tehnică foarte bună și pe tehnologii performante. Locomotiva dispune de 6 sisteme de tracțiune. Având un consum de energie minim. Motoarele pe frână devin generatoare. Energia electrică este pompată în sistemul național. Softronic este în prezent o poveste de succes și de încredere datorită bunei colaborări pe care a avut-o cu partenerii săi. Beneficiarii Softronic sunt atât firme românești, cum ar fi EPRail, CFR Călători, care are prima astfel de locomotivă produsă de către Softronic, precum și operatorii din Ungaria, Bulgaria și operatorii internaționali, cum ar fi Deutsche Bahn Cargo, filiala din România sau din Ungaria. Compania continuă să-și aducă contribuția la dezvoltarea unor soluții de transport cu un nivel înalt de mobilitate și digitalizare. Beneficiază atât de tehnologia cât și de echipele capabile să producă și să dezvolte această locomotivă. Și cel mai important lucru, Softronic este un brand autentic românesc.